Aha. Elena nu are nevoie de asta. Angelo, poți să duci gunoiul înainte de a pleca? De unde a știut că mai sunt acasă? Mulțumesc! Hei, super! Sunt sigur că aș lua bani buni pe el la târgul de artă. Gafa lui Angelo. Promit, Butterfingers, n-a mai fost folosită. Bine. N-a mai fost folosită de un om. Sherwood? O medie de 1,4 vânzări per client, 5,3 vânzări pe oră. Și? Și suficienți bani ca noi trei să ne ducem la o petrecere în pijamale în parcul de aventuri. Bine lucrat! Felicitări! Felicitări! Suntem tari! Angelo, unde e tabloul pictat de Damien Burst pe care l-am lăsat la ușă? Vai de mine, e tabloul vândutului Katie? Dacă nu-mi voi recupera tabloul, urechile-mi vor răsuna. Nici o petrecere în pijamale, niciodată. Mai bine o păcălesc. Voiam să-l arăt prietenilor. Îl aduc înapoi în curând, sper. Trebuie să recuperăm cumva tabloul. Ce tablou frumos! Mâncarea bună și arta merg mână în mână. Poate o să ne-l vândă înapoi. Atunci ne luăm adios de la petrecerea în pijamale. Tabloul ăla ne-a adus cei mai mulți bani. Poate se va îndura de noi dacă îi vom explica încurcătura și... Sherwood, despre Katie vorbim acum. Nu-mi pasă dacă sucul s-a vărsat. Dar domnia ta l-ai vărsat. Nu vi-l înlocuiesc. Știți regulile, dacă nu aveți tricou sau pantofi, nu vă servesc. Dar port cămașă și pantofi. Ștergeți-o! Înțeleg ce vrei să spui. Haideți, am eu o idee. Strategia 1. Înlocuiți tabloul cu unul fals. Bine, ce știm despre Katie? Îi place ca toți clienții să poarte pantofi și tricouri. Altceva? E o împătimită a curățeniei. Da, asta este de folos. Iată care-i planul. În timp ce Katie va fi ocupată să facă curățenie, eu voi înlocui tabloul adevărat cu o copie. După care ne întâlnim cu toții aici. Ați înțeles? Frumos! Să trecem la treabă! Grozav! O am! Bine, s-o facem. Am obosit. O să închid mai devreme azi. Să înceapă distracția. Hei, nu lăsa mizerie în fața standului meu. Unde ți-e respectul? Aici se vinde mâncare. Am o afacere mică. Hei, încetează. Fac schimbul, iar jaful va fi perfect. Tabloul ăla e minunat. O să servesc o brioșă doar ca să mă pot uita la el. Înțeleg ce vreți să spuneți. Gunoaiele astea sunt pline de germeni. Germeni? Germenii ar fi o soluție. Strategia a doua. Sherwood, acum arată-ne germenii. Sparangelos. Spara și mai cum? Sparangelos. Ce grețos! Seamănă cu sparanghelul. De acolo îi se trage numele. Perfect. Iată care-i planul. O vom face pe Katie să creadă că există riscul unei epidemii, după care vom merge la petrecerea în pijamale. Nu pleci nicăieri, domnule, până nu-l primesc pe Damien Burst.
E la Sherwood acasă. Da, a vrut să îi arate părinților lui. Ne ducem acum după el. Sper că planul va funcționa. Va funcționa, sper. Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, doamnă! Suntem de la Departamentul de Sănătate. Avem motive să credem că un tablou pe care l-ați achiziționat ar putea fi acoperit de sparanghelus. Sparanghe cum? De niște germeni, doamnă. Vă trimit o poză. Oh! Ah, germeni! Germeni? Unde sunt germeni? Nu pot mânca într-un loc cu germeni! A exagerat frumos, Cher. E timpul să-mi intru în rol. Nu se poate să am germeni aici. Îmi sperie clienții. Poftim tabloul, mamă. Voi câștiga! Mulțumesc, dragule. Ai avut o zi frumoasă? Da, nimic special. Voiam să-ți amintesc ceva. Diseară mă duc la petrecerea în pijamale. Nu mai vorbi atât grozav, de mult. Grozav, dragul meu. Da! Wow, ce frumos! Va fi o petrecere super! Iuhu! Atenție, vă rugăm! Cu regret vă informăm că am fost anunțați de izbucnirea unei epidemii de sparanghelus în câteva zone din oraș. În semn de solidaritate, petrecerea în pijamale din noaptea asta a fost anulată. Repet, petrecerea în pijamale a fost anulată. Aha. Elena nu are nevoie de asta. Angelo, poți să duci gunoiul înainte de a pleca? De unde a știut că mai sunt acasă? Mulțumesc! Hei! Super! Sunt sigur că aș lua bani buni pe el la târgul de artă. Gafa lui Angelo. Îți promit, Butterfingers, n-a mai fost folosită. Bine. N-a mai fost folosită de un om. Sherwood? O medie de 1,4 vânzări per client, 5,3 vânzări pe oră. Și? Și suficienți bani ca noi trei să ne ducem la o petrecere în pijamale în parcul de aventuri. Bine lucrat! Felicitări! Felicitări! Suntem tari! Angelo, unde e tabloul pictat de Damien Burst pe care l-am lăsat la ușă? Vai de mine! E tabloul vândutului Katie? Dacă nu-mi voi recupera tabloul, urechile-mi vor răsuna. Nici o petrecere în pijamale, niciodată! Mai bine o păcălesc. Voiam să-l arăt prietenilor. Îl aduc înapoi în curând, sper. Trebuie să recuperăm cumva tabloul. Ce tablou frumos! Mâncarea bună și arta merg mână în mână. Poate o să ne-l vând înapoi. Atunci ne luăm adios de la petrecerea în pijamale. Tabloul ăla ne-a adus cei mai mulți bani. Poate se va îndura de noi dacă-i